Bun găsit la ediție specială, sunt Ciprian Jașcu. În această seară discutăm despre activitatea Poliției Locale Galați. Invitatul meu este directorul general al Poliției Locale Galați, domnul Petrică Hahui. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, bine v-am găsit. S-au întâmplat câteva lucruri de la ultima emisiune. Primul, și aș vrea să începem, deși nu prea e subiectul meu favorit COVID-ul, dar asta este. Primul e legat de restricțiile impuse de COVID. Practic s-a intrat cu un weekend restricționat, mai puțin pe placul gălățenilor. E un program mai greu de digerat, să spunem. Cum vi se pare? Bine, asta nu aveți ce să comentați aici ca și parte legislativă. Dar ce faceți dumneavoastră pentru a menține ordinea cumva? Gălățenii trebuie să intre la ora 8 în casă, magazine se închid la ora 6 după amiază, adică e cam problemă. Da. Ce ați făcut dumneavoastră pe linia asta? Este adevărat. După cum cunoașteți, poliția locală, în general, și Poliția Locală Galați, la nivel local, nu mai este în conducerea operațională a Poliției Naționale, a Poliției Județului Galați și a Poliției Municipiului Galați. Poliția Locală Galați desfășoară activități independente. Ele sunt continuate în același context, tot pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul coronavirus. Într-adevăr, la nivelul UAT Galați avem gradul de infectare peste 4 la mie și conform prevederilor legale în vigoare, știți, în weekend, vineri, sâmbătă și duminică, circulația persoanelor este interzisă între orele 20 și 5 dimineața și de asemenea operatorii comerciali, prestări, servicii și altele își desfășoară activitatea doar până la ora 18. Sunt probleme din acest punct de vedere pentru că deja ora de vară a început mai... Păi e lumină la ora s-a aplicat 20 de circa o lună și cetățenii ies, eu știu, la promenadă să se plimbe și simt cumva că a venit primăvara și... Nu prea vară, nu prea și și doresc să-și facă aceste activități de relaxare, spunem noi așa. Din comunicatele primite de la relații cu presa de la dumneavoastră, am văzut că aveți totuși foarte mult foarte multe verificări, o activitate intensă pe linia asta, adică cu prevenirea COVID-ului. Noi facem comparații cu buletinul de presă la Poliția Locală și cu cel de la IPJ. Amândouă instituții mergând pe linia asta. Și văd că sunteți activi, chiar dacă să nu mai sunteți în subordinea IPJ-ului, dar acum ca idee, dacă tu ați spus, de ce nu mai sunteți în subordinea sau cumva coordonați de IPJ? Da, acum circa, eu știu, o lună de zile, Asociația Municipiilor din România, reprezentată de primarii de municipii, au avut o inițiativă legislativă în vederea, cumva, zicem noi, a ieșirii din această coordonare sau conducere operațională a Poliției Naționale. De ce? Pentru că primăriile, prin această Poliție Locală, desfășoară multe activități specifice necesare dezvoltării, eu știu, urbanistice, protecției mediului, protejării populației împotriva unui comerț ilicit și altele. În acest sens a fost adoptată ordonanța de urgență numărul 17, din care rezultă că Poliția Locală nu mai este în conducerea operațională a Poliției Naționale, dar primarii, prin aceeași ordonanță, au obligația de a continua prin Poliția Locală aceste activități de prevenire a infectării. E un lucru rău, e chiar foarte bine, până la urmă și primarul știe mai bine, să spunem, lume, ce probleme am în Galați, să spunem, poate anumite cartiere unde oamenii nu prea înțeleg de vorbă bună și trebuie mobilizate forțe acolo. Bun, ați revenit cumva la matcă, să zicem, sub îndrumarea primarului municipiului Galați. V-a făcut ceva recomandări? Are ceva dorințe de la... Sigur. Așa, și acum depinde ce puteți să ne spuneți. Știu că unele sunt strict legate de o activitate operațională și alea nu le spuneți, le ziceți mai târziu, dar ca idee, ce vrea primarul Galațiului de la dumneavoastră acum? Da, deci la fel, după cum știți, deci un an de zile, deci de anul trecut din martie până anul acesta în martie, am fost în coordonarea operațională a Poliției Naționale. Asta nu a însemnat că nu am desfășurat și activitățile specifice conducerii primăriei Galați, de exemplu, la nivel local. Deci aceste activități au continuat, dar, bineînțeles, într-un procent mai mic, pentru că prioritar a fost prevenirea pandemiei. Poliția Locală Galați, chiar dacă nu mai este în conducerea operațională a Poliției Naționale, desfășoară activități pentru prevenirea pandemiei, dispuse de primarul Galațiului în mod special la noi, la nivel local, și anume, desfășurăm controle în stațiile de transport în comun, în mijloacele de transport în comun, în zonele aglomerate, în parcuri, grădina publică, faleze, alte zone de promenadă
și, bineînțeles, și în zona spațiilor comerciale. În acest sens, poliția locală desfășoară cam toate activitățile pe care le desfășoară și Poliția Națională, spune noi mai puțin, cu o mai mică intensitate, cu privire la verificarea persoanelor izolate sau carantinate, unde cumva aveam un aport deosebit până să fim cumva, să nu mai fim în subordinea... Știu că aveați mai multe verificări, din ce am văzut eu pe buletinele de presă, aveați foarte multe verificări la domiciliu. Este adevărat, da. Deci noi zilnic primeam acele liste de la Poliția Națională, de la DSP, liste cu persoanele izolate și aveam obligația, conform ordinului Ministrului de Interne, să desfășurăm activități de verificare la domiciliu. Adică erați împărțiți cumva, să spunem, dintr-o sută de carantinați de la, nu știu, pe secție, 50 era la Poliția Locală, 50 la Națională și se împărțeau cumva? Da, de regulă această activitate se desfășura planificat, împărțeam cam la jumătate activitatea prin secțiile de poliție urbană. În acest moment nu am abandonat această activitate, noi facem verificările acestor persoane izolate, dar, bineînțeles, în zonele unde acționăm noi, în stradă și în locurile specifice de patrulare a Poliției Locale. Spuneați de cerințele primarului municipiului Galați. Este adevărat, venind primăvara, am constatat după o analiză minuțioasă că Galațiul nu e atât de, zicem noi, un oraș atât de, cum ne-am dorit să fie, atât de curat, în ghilimele. Și ca atare, domnul primar ne-a trasat sarcini concrete cu privire la tot ce înseamnă depozitarea necontrolată a deșeurilor, tot ceea ce înseamnă zonele aglomerate, mai ales aceste parcări neregulamentare care le vedem la tot pasul și mai ales ne-a impus cumva niște măsuri specifice legate de fluidizarea circulației în zona bariera Traian, în zonele unde opresc și staționează autovehiculele care fac transport public persoane în județ. Așa, sunt microbuzele care... Au fost, nu mai sunt, decât foarte puține acum. Dar era cam problemă, pentru că Traianul este latic cu 4 benzi. Și în momentul în care vrei să te duci, nu știu, spre Gărboavele, spre metru, spre unde... Și vezi că totuși trebuie să mergi pe o singură bandă, că pe banda 1 sunt staționate, că uitate acolo microbuze, e cam problemă. E bun, înțeleg că iau călători, dar nu stai 2 ore. Da. Nu știu, e o problemă. Dar n-au autogară, n-au... Sau... Ba da, au autogară. Unii operatori privați și-au făcut dumnealor asemenea locuri de, eu știu, de refugiu și de parcare, staționare și de plecare în cursă, numai că nu prea se respectă. Deja au fost montate și niște indicatoare rutiere pentru a cumva restricționa aceste zone foarte aglomerate și vreau să vă spun că nu sunt numai acele microbuze care fac transport interjudețean, ci sunt și autovehicule particulare, private, ale persoanelor fizice, din cei care de regulă nu respectă legislația rutieră. Mai vreau să mai cumpere. Știu că am văzut pe diverse grupuri, pe rețele socializare, ceva cu brigării sau ceva de genul ăsta acolo, și cam opresc să-și stau la rând, să-și ia covrigi, să-și ia... Ala săracu vrea să-și vândă covrigi, eu înțeleg, are o afacere. Șoferii care trec de mulțumiți de dar nu știu, să-i vândă la altă parte, ne blochează o bandă. Și apar tot felul de discuții și mulți fac referire și la Poliția Locală. Dom'le, de ce nu intervin? Eu am văzut echipaje de la Poliția Locală acolo, în zonă, chiar și la covrigării de alea cu pricina, și mai încoace, unde la fel parchează neregulamentar, dar cum pleacă echipajul? Cum să mai... Este adevărat, pentru că s-a obișnuit. Acum fiecare cetățean are timpul limitat și fiecare vrea să fie operativ în felul lui. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să respectăm pe ceilalți conducători auto participând la trafic. În zonele respective avem echipaje de poliție planificate pe, eu știu, perioade orare, atât de la Serviciul Siguranță Rutieră, cât și de la Ordine Publică, cu atribuții de siguranță rutieră. Ca atare vreau să vă spun că, în afara avertismentelor pe care le dăm de obicei până a conștientiza populația că nu are voie să încalce legislația, dar s-au dat și foarte multe amenzi și puncte penalizare. Eu nu înțeleg, eu am observat treaba asta, e clar, la român, că așa se întâmplă. Da. Dacă îi vorbești frumos... parchează și a doua, și a treia, și în cea oră. Dacă e dat amendă, înjură, dar nu mai parchează. Da, acum au găsit această metodă, în ghilimele, ieftină de a fenta poliția locală, în mod special. Vin, parchează, opresc așa covrigii respectivi, pun luminile pe avarie și spun că au o problemă la mașină. Numai că nu ține, pentru că... De multe ori i-am întrebat, dom'le, ce problemă ai la mașină? Și n-au reușit să demonstreze acest lucru. Și au fost sancționați la, cumva, la sancțiunea maximă.
Priorității ale domnului primar au fost și în zona fluidizării circulației, acolo unde se lucrează, unde sunt lucrări de anvergură, cum ar fi modernizarea liniilor de tramvai pe strada Siderurgiștilor, și acolo cu greutățile care le știm, pentru că cetățenii chiar nu au unde parca, am reușit să decongestionăm toată zona. Păi, dar s-a mai rezolvat un pic, adică văd că s-au mai retras cumva mașinile, se poate circula acum. Da, deja se vede o zonă luminată cumva, destul de fluidă, și credem că în viitoarea etapă chiar va fi ceva fantastic de frumos și la nivelul Galației. Trebuie să fie. Până la urmă era nevoie de o modernizare a încheia terenului. E plăcut. A fost greu, dar e plăcut atunci când... Mai este un pic că da. Mai trebuie să suporte oamenii un pic de praf, de gălăgie, dar până la urmă n-ai cum. Tocmai de asta poliția, primăria sau, eu știu, direcțiile din primărie au nevoie de efectivele poliției locale pentru a concura la aceste activități. V-am văzut foarte activ în zona taxelor și impozitelor. A fost nebunie aglomerată o perioadă. Trebuie să mobilizați forțe acolo. Pentru că da. Oamenii nu înțeleg până la urmă că își pot plăti și online sau dacă se duc la rând, la ghișeu, ca așa vor stai acolo, să păsteze distanță. Și s-a cam creat un pic de... Specific fiecărui an, început de an, se întâmplă aceste lucruri, pentru că sunt cetățeni care, chiar dacă știu să utilizeze acest mijloc online de a-și plăti datoriile către, eu știu, autoritatea locală, doresc să vină, să întrebe încă o dată și să vadă, eu știu, ce sume are de plată. Într-adevăr, acolo n-ar fi o problemă dacă s-ar respecta distanțarea socială, portul măștii și acea mică înghesuială care de obicei... Sunt persoane în vârstă care nu neapărat că nu s-au obișnuit să vină să stea la aceste cozi. Am dialogat cu dumnealor destul de bine, n-au fost probleme deosebite, în schimb le-am și explicat că această nedistanțare socială sau această, eu știu, obișnuință de a sta unul lângă altul îi pot infecta. Poate domnul, corect, omul zice, eu n-am nimic, că nu tușesc, da, dar ei stau acolo ciot, că nu, chiar nu se poate respira, chiar afară sunt, stau îngrămădiți. Da, a trecut valul până la 30 martie, că a fost acea perioadă când erau aceste reduceri la taxe și impozite. Deci cu 10% mai puțin te duci. Da, și acum destul de bine, n-am avut probleme deosebite, am avut și, eu știu, câteva riscuri de tulburare a ordinii publice din partea unor persoane, eu știu, din alte categorii, dar am reușit să le ținem sub control și n-au fost probleme deosebite. Aș vrea să uit de subiectul ăsta, dar bine că mi l-am notat, tot referitor la măsurile de COVID. Știu că în weekendul ăsta parcă ați avut un eveniment, un ultraj, cu doi indivizi care mergeau noapte pe stradă și fără a respecta norme și au... Da, deci ce e vorba, am avut o situație, e prima la nivelul acestui an, de ultraj la polițist, în sensul că o patrulă de poliție de pe raza secției 3, în jurul orilor 01:30, ora 02, deci noaptea, da. Au identificat două persoane tinere, sub influența alcoolului, care tulburau ordinea publică și care, bineînțeles, nu purtau mască. Nu aveau ce căuta pe stradă la ora aceea. Așa este. Au intervenit într-un mod, eu știu, procedural corect, în sensul că au cerut să fie legitimați. Numai că nu s-a finalizat activitatea de bună voie și unul din ei a fost mai agresiv, a lovit un polițist, iar celălalt i-a rupt uniforma. În aceste condiții, cu sprijinul celorlalte echipaje ale poliției locale, i-am încătușat, i-am condus la poliția, la sediul poliției locale, am întocmit actele de cercetare sau de constatare necesare și au fost predați la Poliția Națională pentru cercetări pentru ultraj. Polițistul lovit nu are o leziune deosebită. Bineînțeles, s-a prezentat la medicina legală pentru a-i elibera acel certificat medico-legal. Nu sunt probleme deosebite. În schimb, fapta este catalogată ca și gravă, pentru că atât timp cât un echipaj de poliție vine, te legitimează, îți spune ce ai de făcut, te avertizează, tu ca cetățean, eu știu, care trebuie să respecti niște reguli, lovești polițistul, deja este grav. Da, în aceste condiții, sigur, cercetarea penală va fi finalizată de Poliția Națională și pedepsele vor fi pe măsură. Ultrajul la polițist, după opinia mea, este o infracțiune gravă la adresa autorității în general, nu neapărat a poliției române sau a poliției locale. Să vedem finalitatea până la urmă ce se va întâmpla. Sigur. Pe prevenirea infectării cu nouul coronavirus. În trimestrul 1, Poliția Locală Galația a fost foarte activă, în sensul că a verificat foarte multe
persoane izolate. Peste 8500 de persoane izolate la domicilii a fost verificate de efectivele poliției locale. De asemenea, am verificat peste 11500 de mijloace de transport în comun și foarte mulți călători. Circa 400 de călători care nu purtau mască sau nu erau, cumva nu respectau distanțarea socială, au fost sancționați, din păcate. Dar mergeți neapărat pe sancțiune, nu mai vorbi treaba asta, dar aici e o chestie... Nu. Adică, bun, n-are mască, o avea, poate să o ține corespunzător. Neapărat trebuie dat amendă și acelea sau se dă un avertisment? Sau merge și avertisment dacă omul, domne, am greșit, am lăsat-o un pic, n-am... Da. Păi vă dau un exemplu. Din toate sancțiunile date la legea 55 din 2020, cu privire la prevenirea infectării, deci peste 75% sunt avertismente. Adică nimeni n-ar putea spune, care ne aud și ne văd la această oră, că am fost foarte exigenți. Adică 7 din 10 sancțiuni au fost cu avertisment. Deci poliția locală a dat dovadă de înțelegere și a mers pe latura preventivă. Numai că sunt situații când nu poți să-l previi de 10 ori. Și... Păi, ce vorbeam mai devreme, dacă nu dați niște amenzi din alea usturătoare, cred că nu înțeleg. Nu... Sancțiunile au fost și mari, la nivel, adică peste 500 de lei. Vă dați seama că e dificil de aplicat o sancțiune de 1000 de lei unei persoane care nu poartă mască. Pentru că ne gândim și la veniturile, eu știu... Da, dar cealaltă se gândește, mă, să-mi pun și o mască, mă protejez pe mine sau nu îmbolnăvesc pe alții, dar na, aici apare chestia. Avut, au fost și amenzi de, chiar destul de, avem la legea 55 3300 de sancțiuni, valoarea amenzilor este relativ mică, vă spuneam că au fost multe avertismente, circa 500.000 de lei. Am avut și o faptă de zădărnicire a combaterii bolilor. O persoană care trebuia să fie izolată la domiciliu făcea comerț cu produse în piața, într-o piață din Galați și a fost identificată de poliția locală în baza verificărilor noastre și a datelor care le aveam. Cunoșteam că persoana trebuia să fie izolată. I-am întocmit documentele necesare pentru faptă penală. Mă gândeam că o fie și la cumpărături, că au mai fost cazuri, nu știu, anul trecut, cred că n-a fost găsit acasă. Am zis, dom'le, am să duc gunoiul și el venea cu, mă rog, de la... Nu. Deci desfășura activități de comerț. Stai și vin la tarabă sau, mă rog, undeva la o măsuță și tu știi că ai coronavirus sau și vinzi produse, asta chiar nu merge aici. Da, a fost sesizată Poliția Națională pentru continuarea cercetărilor sub aspectul acestei fapte penale. De asemenea, în această perioadă vă spuneam că am făcut aceste activități cu prioritate pe prevenirea pandemiei, dar am continuat activitățile specifice ale poliției locale din cele prevăzute de lege. Foarte multe sancțiuni aplicate la actele normative pe care le uzitează poliția locală. De exemplu, în trimestru 1 am avut peste 7.000 de contravenții cu valoarea amenzilor de peste 1.500.000 de lei. Foarte multe puncte penalizare, peste 3.000 și ceva de puncte penalizare, 3.900 de puncte de penalizare la conducătorii auto care încălcă legislația rutieră. Se pare că am avut în trimestru 1 un pic mai slabă fermitatea la legislația specifică ordinii și siguranței publice, legea numărul 61, hotărârea de Consiliul Local 260. De ce? Pentru că ne-am axat foarte mult pe aplicarea prevederilor legii numărul 55, prevenirea pandemiei, și aici cumva avem o scădere, dar asta nu înseamnă că nu și-a produs efectul aplicarea sancțiunilor la celălalt act normativ. Nici nu au fost atât de multe persoane care au încălcat legislația ca în vechile perioade, pentru că au fost aceste restricții de necirculație și cumva sunt un pic diminuate. De asemenea, știți că poliția locală de circa 2 ani de zile execută mandatele de aducere a inculpaților, martorilor, altor părți din procesele penale sau civile. Și în trimestrul 1, în urma solicitării organelor de urmărire penală și instanțele judecătorești, am executat 90 de mandate de aducere. O activitate destul de complicată, pentru că vă dați seama că luarea unei persoane de acasă și ducerea în fața instanței înseamnă un ansamblu de activități investigative, verificări și până la luarea măsurii propriu-zise de conducere cumva la instanță. De asemenea, la nivelul infracțiunilor în flagrant, după cum știți, legislația poliției locale prevede că avem obligația și dreptul să constatăm infracțiuni în flagrant. În trimestrul 1, Poliția Locală Galați a constatat în flagrant 50 de fapte penale. Ele sunt din categoria obișnuită, adică furturi, două violențe, port de cuțit,
De asemenea, posesia și consumul de substanțe interzise și fapte penale la nivelul 50? Circulației. Da, 50. Sunt în scădere, dar e cumva în scădere vis-a-vis de perioada anterioară. De ce? Pentru că, vă spuneam, persoanele nefiind tot timpul în stradă și necirculând, s-a diminuat și cumva acest aspect specific al și al poliției locale. Eu știu, ne suntem destul de bine pregătiți pentru etapa viitoare. Deja cetățenii simt în aer cumva că pot fi mai puține restricții. Vin și sărbătorile și... Trebuie să înțeleagă până la urmă că nimeni nu vrea să... Ne mobilizăm să fim, să cooperăm cu Poliția Națională și cu Jandarmeria. Vreau să vă întreb de platforma asta, CityUp. Am văzut diverse comentarii prin mediul online și, mă rog, unii se plângeau că anumite departamente nu se mișcă bine, dar la Poliția Locală n-am văzut totuși reclamații, ca să spun așa. Cum vă împăcați cu CityUp-ul? Vă dă mult primăria de treabă? Vă trimite multe solicitări? Păi haideți să o luăm cu începutul. Deci Poliția Locală Galați în trimestrul 1 a fost sesizată în peste 1000 de cazuri. Mă refer sesizările la dispecera. Din aceste 1000 de cazuri, majoritatea au fost pe zona de blocări, parcări, garaje, pe foarte multe parcări neregulamentare, tulburarea ordinii publice, persoane fără adăpost sau care consumă alcool sau fac scandal. Pe CityUp am avut circa 100 de solicitări. Au fost mai puține ca anul trecut. Nu atât de puține, deci un pic în scădere. Și vremea urâtă, așa că oamenii ce fac? Ei ies pe stradă, observă ceva neregulă, mă rog, sau consideră că e ceva neregulă, fac o poză și o trimit la primărie pe da, CityUp. Da. Și în funcție de competențe, cei de acolo le trimit. În funcție de competența materială, le distribuie. Da. Vreau să vă spun că am primit suficiente astfel de sesizări. Majoritatea au fost soluționate. E un mod altfel de a primi sesizarea, pentru că cetățeanul deci printează și consemnează un text și îl trimite la operator. Operatorul îl trimite la poliția locală. Nu e mai deficitar ca cealaltă informație care vine prin reclamația propriu-zisă, da, dar uneori e nevoie și de amănunte, pentru că ai vrea să soliciți persoana ca să mai întrebi și alte aspecte. Asta dacă face o poză, să spunem că e, nu știu, un urmat de mulos și a făcut o poză și trimite pe CityUp. E suficient până la urmă. Vedeți că e acolo și identificați rapid și zona și puteți să luați. Da, e suficient. E un mijloc modern de a seziza. Suntem, deci, în consens cu el, fără probleme. Cred că instituția noastră s-a ridicat la nivelul așteptării pe această platformă, adică nu avem elemente negative care să ne conducă la concluzia că... Asta mai și întreba, că nici eu n-am văzut să fie, adică oamenii chiar sunt mulțumiți, dar am văzut și persoane că, de vârste mai înaintate, așa, care folosesc asta pe CityUp. Și mi-a instalat nepotul și eu zic că după fac poze și trimit. Bine, acum ei nu trimit toate, văd o mașină că trece pe roșu. Da, aceste persoane se pare că au și mai mult timp liber și s-au îndrăgostit de acest sistem de a reclama online și e plăcut păi, mai ușor de... Răspunsul. Lui vine mesaj pe telefon de la Poliția Locală, mulțumim, am luat sesizarea dumneavoastră, omul se simte... Da, e ușor și de digerat, e un mijloc mai atractiv și probabil că de aici vin și, eu știu, unele aspecte care cumva aduc încrederea către Poliția Locală, că le rezolvă problemele. Camerele de monitorizare de prin oraș vă ajută în munca dumneavoastră strict? Lăsând la o parte accidentele care, eu știu, practic cumva fac obiectul cercetărilor celor de la Națională, la rutieră. Dumneavoastră, vedeți, eu știu, cerșeturi... Sigur. Unii care se iau la bătaie pe stradă... Sigur. Chiar dacă sistemul nu a fost proiectat acum 4 ani și jumătate pentru acest sistem de a monitoriza zonele cu risc criminogen, noi le folosim intens, le folosim și la solicitarea celorlalte organe de urmărire penală sau instanțe judecătorești, dar pe noi ne ajută foarte mult pentru că observăm anumite situații de încălcare a legii și trimitem echipajele de poliție imediat, în cel mai scurt timp. Da. Mai ales că beneficiem și de acel sistem de dirijare a echipajelor printr-un sistem GPS și este mai ușor de trimis echipajul la locul săvârșirii unei fapte în mod operativ. Care e mai aproape și zici, du-te tu da, și... Indiferent de competență, merge acolo până vine cel care are competența materială de a constata, de fapt. Da, e un... Așteptăm o rezvoltare a acestui sistem. Sunt orașe în țară care au sistemul mult mai dezvoltat. Poate cine știe, să face și la noi. Deja este. Deci este în proiect. Domnul primar al municipiului Galați 100% va lua această hotărâre în viitorul foarte apropiat. Deja proiectul este în discuție. Trebuie să se dea undă verde. Să găsească finanțare. Bănuiesc că nu costă chiar așa de mult. Și până la urmă,
Dar este foarte eficient, foarte eficient pentru toate. Deci, vă dați seama, putem vedea foarte într-un timp operativ și cel care aruncă, eu știu, o cantitate de deșeuri într-un loc neamenajat. O vedem, trimitem echipajul, în câteva minute l-ai luat și ai rezolvat problema. Din rar timp să descarci. Da. Bine, asta e un exemplu poate ușor, banal, așa, dar... Păi nu, adică orice faptă, corect. Da. Deci, noi am epuizat timpul alocat emisiunii de astăzi, dar cred că ar mai fi nevoie de emisiune înainte de sărbătorile pascale, că trebuie să informăm gălățenii ce veți face ca ei să aibă niște sărbători liniștite și fără probleme. Suntem pregătiți, deja știm ce avem de făcut, abia aștept să venim la emisiunea următoare. Da. Mulțumesc pentru prezența emisiunii. Și eu. Cam atât pentru astăzi, rămâneți pe TV Galați.